Salutare și bine te-am regăsit! Există un motiv foarte important pentru care nu prea mai văzut în ultimul an de zile filmat decât așa. Și nu mă apropii foarte mult de cameră pentru că ăsta este motivul. Fața mea arată de parcă ar fi în continue reparații, parcă este într-o renovare care a început acum 25 de ani pe la pubertate și nu s-a mai oprit. Și asta pentru că nu prea am grijă de ea. Da, ăsta este un review puțin diferit și o să-ți spun experiența mea cu un gadget. Un gadget pentru bărbați, acest Foreo Luna 3 Men. Și înainte să dai skip și să închizi clipul ăsta și să închizi computerul, să duci afară, mai stai puțin, pentru că sunt niște chestii importante. Nu am vrut să folosesc lucruri de genul ăsta, n-am vrut să folosesc bureți, n-am vrut să folosesc niciun fel de soluție pentru față, însă atunci când te filmezi și dai zoom in la cadrele alea specifice, știi? Atunci când vrei să spui ceva mai important și vezi că fața ta este în reparații, trebuie să faci ceva. Și la insistențele și recomandările părții feminine a cavaleria.ro am ales să mă joc cu chestia asta. Hai să vedem ce se află în cutie și cum funcționează și îți arăt după aia și cum îl folosesc eu și cum m-a ajutat pe mine. Deci ăsta e gadgetul, asta este jucăria. Arată aproape ca un nou, stă în picioare, lucru foarte important, mai ales pentru telefoane. Avem o mulțime de peri aici, din silicon, și cu ăștia o să-ți dai pe față. Acum, cum funcționează? Pe partea din spate mai ai niște striații care să te ajute la partea de masaj, portul de încărcare și un buton. Un singur buton, pentru că în mare parte setările le faci din aplicație, cam asta e șmecheria cu varianta 3-a. Dar în cutie ar mai trebui să se afle și un încărcător undeva pe aici, pentru că nu merge încărcat direct la USB, ca un micro USB sau un USB-C, deși conectorul este de USB. Ăsta e cablul de încărcare pe care nici nu cred că va trebui să îl car după tine, pentru că în teorie ar trebui să te țină vreo 600 de operațiuni, adică să te masezi cu el pe față și să scureți fața de 600 de ori. Are o baterie destul de mare, trebuie să recunosc. Ca să-l folosești prima dată, va trebui să-l bagi puțin la încărcat câteva minute și nu o să pornească din prima, așa cum am încercat eu vreo jumătate de oră, până să citesc instrucțiunile, de fapt, și să-mi dau seama că e nevoie să deschizi aplicația Foreo, să-ți faci un cont și să-l înregistrezi prin aplicație de acolo. Eu l-am înregistrat deja și pot să văd aici partea de tutorial. Pot să-l găsesc, să-l pun să vibreze ca să-l găsesc, că nu mai știu unde l-am lăsat. Și am zona de tutorial. Pentru asta oricum o să mergem jos la baie ca să-ți arăt exact cum îl folosesc. Dar ce mai pot să fac de aici este partea de operațiuni. Pot să o setez de aici. Are 16 niveluri de pulsații și am modul de cleansing, de curățare și modul de masaj. Poți să faci tutorialul ăsta până când îl înveți și nu mai ai nevoie și te obișnuiești cu un anumit număr de pulsații, sau pur și simplu poți să-l faci de fiecare dată dacă uiți, pentru că nu va trebui să-l folosești în fiecare zi, chiar nu se recomandă să-l folosești în fiecare zi. Așadar, testul suprem, hai cu el la baie să-ți arăt cum se folosește. De asta nu mai am nevoie. Bun, sunt două metode prin care poți să îl folosești. Unul, partea asta de masaj, pe care o folosim mai încolo împreună cu serumul care vine de la ei. Și prima, partea de curățare, cea care mă interesează desigur pe mine. Și pentru asta o să folosesc ceva de genul ăsta, face wash. Ai nevoie de un cleanser, așa îi spune. Am învățat și un recent de Zeru Zvan. Și o să pun cleanserul pe față după ce dau cu puțină apă și hai să începem. Vibrează tot capul. Da, e fain. Cu părul așa, dacă vrei să te bălberești, mai ales cum am firele foarte groase. Scrie acolo că are pulsații sonice. Asta înseamnă că ar trebui să pulseze foarte rapid. Atât
atât de rapid încât să transmită vibrații. Asta să mă pulsați pe sonice. Bun, și acum că l-am spălat, ar trebui să-l dau cu un serum care ar trebui să aibă un efect hidratant. Să-mi dau așa cum arăta în poza aia frumoasă, în instrucțiunile lui. Aici, în zona asta, unde mă interesează pe mine. Și un pic de frunte. Aici e cel mai bine. Mă ia cu somn. Așadar, 3 zile mai târziu, știu că e o perioadă foarte scurtă, însă la mine cel puțin se observă diferențele. Pielea de aici nu mă mai ține și nu mă mai mănâncă barba și asta e un lucru foarte bun. Poate ai observa că de vreo 8 sau 10 luni de zile eu apar doar cu barbă pe clipuri, pentru că nu am mai folosit lama de aproape un an de zile. Tocmai pentru că vreau să evit toate iritațiile de pe fața mea. S-ar putea să încep să o folosesc din nou, dar asta o să vedem în 2-3 săptămâni, dar până acum eu zic că gadgetul ăsta merită încercat. Dacă îți place mai mult culoarea roz, există și pe roz, dar ăla cred că a fost îngândit în principal pentru femei. Ăsta e pentru bărbați și cel mai mult mă încântă partea de masaj, adică la sine pe față cu partea asta, cred că toată ziua. Nu este sănătos să faci lucrul ăsta și de aceea îți recomand să-l folosești atât de des pe cât ai nevoie. O să mai revin cu impresii, așa că urmărește-mă pe Instagram sau pe cavaleria.ro pe Instagram și o să-ți spun cum se simte după 2 sau 3 săptămâni de folosire și dacă am reușit într-un final să mă bărbiresc. Acum, știu că ești bărbat, știu că ești sceptic la lucruri de genul ăsta sau la gadgeturi de genul ăsta, dar până la urmă e un gadget cu baterie, la fel ca periuța electrică, la fel ca aparatul de ras și gândește-te doar la faptul că poți să te simți mult mai bine. Asta în prima fază, orice aparat de masaj te ajută să te simți mai bine. Dar partea de curățare este iarăși foarte importantă și sunt niște lucruri pe care noi, bărbații în general, le acceptăm puțin mai greu. Și mai e și chestia asta că n-am fost învățat de mici să avem grijă de tenul nostru, de mâinile noastre. Hei, până acum vreo 5 sau 6 ani când am pus prima dată mâna pe o periuță de electrică, dar foarte târziu, nici nu știam să mă spăl corect pe dinți și m-a învățat dentistul exact cum se folosește periuța electrică. Trebuie să o ții, apropo, pe dinți. Să o ții, să o miști foarte încet, nu trebuie să faci cu ea așa. Sunt multe lucruri pe care și noi ca bărbați le putem învăța ca să ne simțim mai bine și ca să arătăm mai bine. Iar eu sunt decis să fac schimbarea asta, cel puțin pentru fața mea. Nu știu, mi-ar plăcea un cadru așa mai close-up. Mi-ar plăcea să vorbesc poate niște chestii mai importante și să apropii camera mai mult, pentru că asta dă importanță mai mare lucrurilor pe care le spun. Da, e un secret din filmmaking și din televiziune. Cam atât pentru astăzi. Ăsta este gadgetul pe care o să-l folosesc în următoarele săptămâni și astea sunt primele mele impresii. După 3 zile de utilizare, eu zic că merită încercat. Cam atât. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare într-un nou video pe cavaleria.ro. Până atunci, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și numai bine!